În primul rând, vă mulțumim că ați acceptat să dați acest cu plăcere. Tutorial. Cu plăcere. Povestiți-ne pentru început de unde ați pornit și ce v-a motivat să faceți în viață lucrurile pe care le-ați făcut. Deci viața mea nu începe la baricade, la Revoluție. În cartea autobiografică pe care am scris-o, Libertatea ca datorie, am spus m-am născut a doua oară. M-am născut de două ori. Pentru că, într-adevăr, puteam să dispar la baricade, cum au pierit 39 dintre camarazii mei de la baricadă, dintre cei 81, care mai eram acolo în momentul când s-a tras, s-a mitraliat împotriva noastră. Dar viața mea era la acea vreme deja o viață împlinită, tocmai pentru că, prin educația din familie, în primul rând, și apoi prin șansa formidabilă pe care am avut-o cu profesorii mei, încă din școala elementară, dar mai ales de la liceu și cu totul și cu totul deosebit de la Politehnică, să urmez un fir ascendent, permanent ascendent. Adică un fir de a dobândi tot mai multe cunoștințe, de a dobândi tot mai multe putere de a înfrunta viața, de a face viața așa cum vrei tu, nu să te poarte viața, cine știe pe ce cărări uneori întunecoase sau nu tocmai frumoase. Fiindcă la urma urmelor, cred că asta e adevărata sfidare. Aceea de a iubi viața, dar de a înfrunta. Panaiti Strati spunea că românii au o calitate extraordinară, este aceea de a privi viața așa cum e ea și de a o iubi totuși. Am înțeles la un moment dat prin grija părintească extraordinară a părintelui meu, tatălui meu, în primul rând, cât de important este să învăț. Astăzi, fiindcă așa, trimiterea peste timp e foarte utilă, astăzi sunt foarte mulți tineri care nici nu mai știu ce înseamnă învăța, din păcate. O spun cu multă durere. Eu sunt profesor universitar și sunt profesor universitar din 1968. Am fost profesor și la trei universități din Franța, în 1972-73, chiar 74. Și asta a fost o șansă formidabilă, pentru că din acel moment viața a devenit interesantă, plăcută, a devenit o viață în care fiecare obstacol este o provocare, nu o piedică. Nu? Am și avut șansa de a reuși destul de tânăr. Am terminat liceul când aveam 16 ani, am terminat Politehnica când aveam 21 de ani. Am ajuns imediat, fiindcă am fost șef de promoție, pentru că am învățat, pentru că am studiat, pentru că am ținut de carte. Am ajuns imediat cadru universitar, asistent la Politehnică și așa mai departe. Și nu e neapărat drumul pe care l-ar urma oricine. Există și alte căi la fel de respectabile și la fel de frumoase, dar eu acum vorbesc despre mine. Normal. Da. Și ce credeți că ar trebui, ținând cont că tinerii nu mai au aceeași apetență pentru învățătură? Nu mai au aceeași apetență. Poate că după un ciclu de cădere drastică a interesului real pentru carte, se profilează la orizont, poate curând, o altă modalitate de a fi din nou pe baricada
să spunem, cărții, a învățării, dar de pe altă poziție. Adică tineri care înțeleg că într-o societate în care ai libertatea șanselor, dar ai și libertatea riscurilor, a competiției, e foarte, foarte, foarte important. E decisiv, poate, să ții de carte. Și îmi doresc foarte mult ca această perspectivă care începe să contureze să devină o realitate. Adică să avem din nou o școală de mare calitate. În mod paradoxal, chiar am putea spune, vorbesc despre Universitatea Românească, fie Politehnică, fie Arhitectură, fie Medicină, fie chiar Drept, în anul Revoluției și, evident, și în anii de dinainte, era capabilă să producă elite nu mai puțin decât cele mai bune universități din vest. Nu mai suntem în situația asta nici pe departe. Refacerea acestui drum e foarte importantă pentru națiunea asta noastră. Deci, mă rog, educația e o cheie a succesului. Este. Peste tot în lume s-a dovedit lucrul acesta. Asta te diferențiază față de concurență. Categoric. Calitatea resursei umane, cum se spune. Asta poate face mașina. Dar calitatea resursei umane este decisivă. Ce ar mai fi de spus? Fiindcă aceasta, vrând nevrând, e o confesiune, nu-i așa? Către asta m-ați împins și cu bună știință și cu plăcere am acceptat. Întâi că mi-aș dori să, ca cei care ne văd, să mă creadă pe cuvânt că o satisfacție permanentă în viață, permanent, o mare viață, bineînțeles, și dezamăgiri, și dureri, și suferințe, și probleme. Înfruntă viața, cum spuneam. Dar o satisfacție care nu pierde niciodată este aceea de a citi. Literatură, știință, artă. Nu e vorba de o simplă informare, cum e acum, o googlizare. Nu. E vorba de chiar de a intra în contact spiritual, intelectual, cu creația. Este bucuria oricărei zile pe care o trăiesc. Asta. N-are importanță când, în cursul zilei. Când sunt, să zicem, la muncă. Munca mea e o muncă astăzi făcută ușor. Făcută numai cu plăcere. Pentru că am atins un nivel de la care munca mea produce relativ ușor. Și este apreciată în așa fel încât îmi dă tot ce îmi trebuie. Mi-aș dori ca cei care ne privesc să mă creadă că contează să respecti în lumea asta tot ce e bine făcut. Contează să desfășești ce e rău. În fond, conștiința nu e altceva, la urma urmelor, decât a deosebi între ce e bine și ce e rău, în esență, până la urmă. Și mai ales când multe rele te înconjoară, te presoară, poate chiar te doboară în anumite momente, împrejurări, conștiința de bine te salvează, te scoate la drumul bun, te luminează. Iarăși, e un lucru pe care l-am dobândit prin
educație, dar foarte mult prin, prin lectură. Atunci când ești într-o situație dificilă, foarte dificilă, sau când ți se pare că nu mai e nimic de făcut, fă ceva. Fă ceva. Orice. Pentru ca să ieși, din ciclul, din ciclul care pare că este infernal. Sigur, ce spun eu acum e mai ales către cei tineri, că pentru cei care au experiențe dure și deja sunt la o anumită vârstă, e un pic mai dificil. Dar pentru cei tineri e colosal, nu? Să ai încă în față toată viața și să-ți pui problema și ce am să fac. Am să fac o mulțime de lucruri formidabile, colosale. Așa vreau. Și chiar așa e. Și chiar așa e. Cu această voință de autoafirmare. Asta e trăsătura zilelor noastre. Autoafirmare. Asta e trăsătura cea mai importantă a zilelor noastre. Care înseamnă întâi și întâi curaj, apoi, sigur că, capacitate dobândită, pe care niciodată nu o poți considera finită, nu. Tot timpul mai adaugi ceva prin ceea ce înveți. Și înseamnă și bătălie, luptă. Nu. De multe ori, bătălia asta, competiția, e văzută într-un mod egoist, individualist. Doamne, eu mă lupt cu alții ca să o iau eu înaintea lor. Evident, asta e întrecerea, competiția. Dar nu pentru că vreau să-i anulez pe ei, ci pentru că poate că sunt mai bun ca ei. Sau, în orice caz, dacă eu mă lupt mai bine, devin mai bun ca ei. Nu îmi dau una lor, ci în folosul meu. Încă o dată, nu îmi dau una lor, ci în folosul meu. E o ecuație un pic diferită față de ceea ce încă văd eu că există în rândul tinerilor, cel puțin deocamdată.